Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Carpatica a ajuns în acest an la cea de-a 15-a ediție. Peste 400 de invitați din 7 țări sunt prezenți zilele acestea în județul Hunedoara. Astăzi a avut loc primirea invitaților la Consiliul Județean Hunedoara. Sunt 15 ani de muncă, de muncă frumoasă, de efort, dar totuși faptul că au rezistat și am rezistat 15 ani este puțin lucru. Este important pentru noi ca județ acest eveniment, este un festival internațional de folclor, unde ia cât vin atâtea țări, fiecare cunoscând cultura celeilalte. Eu mă bucur că noi suntem gazdele, mă bucur că și județul Hunedoara are acest eveniment și sunt convinsă că vor duce cu tot sufletul și cu mare drag cultura județului nostru și de ce nu a țării noastre, pentru că până la urmă suntem un popor bogat în tradiție, în folclor și pot să spun și o spun de fiecare dată de neegalat în toată lumea. Nu este greu, este foarte greu. Vreau să vă spun, când ai 400 de invitați din 7 țări și 3 grupuri din România. Avem noroc că baza materială de care dispunem este acordată cu facilitate de către inspectoratul școlar. Suntem sprijiniți de către ei și în ceea ce privește servirea meselor, toată lumea este mulțumită. E dificil, trebuie păstrate relațiile, trebuie găsite altele noi, trebuie permanent să fii în contact cu partenerul dacă vrei să reușești un lucru de calitate. Nu regret deloc faptul că am sprijinit din nou acest festival. Vedeți, în 6 țări, 7, cu foarte mulți actori. Să spun, și știți bine că cei mai buni ambasadori întotdeauna sunt copiii, ei sunt sinceri și nu sunt trați nici în politică, nici în administrație ca să înceapă să se șmecherească, ci chiar își spun părerile proprii și nepoluate nici de aici și nici de la ei. Județul Hunedoara beneficiază de faptul că din an în an vede alte zone ale anumitor țări, cum este Serbia, Cipru, care de 15 ani sunt nelipsiți la acest festival. Pentru prima dată participă și reprezentanții ai Greciei. Suntem pentru prima dată aici și ne bucurăm de ospitalitatea cu care am fost primiți. Ne-ați dat ocazia să ne facem noi prieteni și să cunoaștem culturi noi, diferite față de ale noastre. Vă promit că vă vom invita la primul nostru festival internațional de muzică și dansuri folclorice, ce va avea loc în vara anului viitor. Și în acest an, la eveniment, pe lângă invitații din străinătate, vor mai participa și ansamblurile din județul Hunedoara, în perioada 29 iulie-4 august. Duminică, la Certejul de Sus, va avea loc decernarea trofeelor, parada portului popular și spectacolul de închidere a festivalului.